Sistemul de iluminare al mașinii este indispensabil pentru orice șofer, deoarece contribuie atât la siguranța ta, cât și a celorlalți participanți la trafic. Conform playtech.ro, este foarte important ca în cazul în care observi o defecțiune la unul dintre becuri, trebuie să iei măsuri imediat pentru a evita producerea unui accident, cât și sancțiunile legale. Potrivit codului rutier, dacă ai becurile arse care nu funcționează corespunzător sau care nu sunt omologate, atunci riști să fii sancționat conform normelor în vigoare. În 2022, punctul de amendă a fost plafonat la 145 de lei per punct, dar asta nu înseamnă că amenda o să fie mică, mai ales în situația economică în care ne găsim în acest moment. Constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a treia de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: circulația cu un autovehicul și tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu defecțiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră, oricând acestea lipsesc. Cu alte cuvinte, în cazul în care ai probleme cu sistemul de iluminare, te poți aștepta la o amendă între 870 și 1160 de lei, dar pe lângă amendă trebuie să realizezi că îi pui în pericol și pe cei din jurul tău. Practic, poți produce accidente din cauza că nu ești observat sau tu la rândul tău nu vezi într-un mod optim, relatează playtech.ro.